Salut abonați și prieteni și dragi utilizatori. Sunt eu Alin Texan și de la acest dată văd eu încerc să forțez tracking-ul la Ena Spyver Guard, unul cu care m-am confruntat eu după ce mi-a dat un cod acum câteva luni. Deci astăzi vreau să mă îmbrac în niște haine de doliu pentru că vacanța de bani nu mai este, dar sub prefixul că pool party-ul a fost a fost zi zanică. Fiind o problemă pentru serverul meu privat, puțin e ca mort. Icegolem e mort, pulpartul e mort. Dacă i-a dorit pe unii undeva de pulpart. Forțăm crack-ul cu aceste unelte. Nu e mult puțin conebron că nu-mi e janic. O să forțez crack-ul aici. Test. Bide. Ram registry NT spyware guard binario binar is 501 dacă nu mergem. Îl atașez în Oli Debugger. Merge! Nu mi-apare email-ul, dar cred că... apare pe undeva despre înregistrat către Ali. Nu cred că e crecui din Zenin. Mă duc să pun... pe tools și apoi să analizez pe tip. Dumping done. Acum trecem la fapte. Ăsta e packed sau unpackered. Vreau să le aflu dump-ul amândoi. Clear sky. Pornhub sky. Trebuie să existe un activator la el. Anti-spy guard, cumpără-l. Anti-spy guard, paid update, free update, Leon update. Atenție! Ai găsit probleme, te-o să te restartez cu un... și rapid. Act în... tip, activare. http://pool.txt o versiune completă de-a lui UndispireGuard care te va ajuta. Nu, am deja versiune completă. Dar că vreau să pot aflu ce secrete. Acum am forțat să fie activat. Dar nu pentru multă vreme. Acum îl forțăm. Să fie atașat de depanatorul Alin. Depanez doar beta. A, spune că e absent. Rezolv absența folderelor. UDD. Login-urile. Acum, sunt... gata să aflu și să-l atașez. Forțăm crack-ul asg.txt. Apropo, săriți cu Mecha Crow peste pericole. Afișează. Phantom, un proces atașat la adresa cu NOP. Adresa NOP. F9.
Mi-a fugit adresa. Pauză. La debug. E acum 004000000. Se caută prin. E acum payment page-ul, se afișează în cod o resursă de la payment page pp.exe. Eu aici sunt comenzile. La comenzile de slash install slash set page update silențios după comanda de instalare face o șterge cu dit bat și fire. Ești cumpat is vibe antimalware guard tknc is vibe deprecation install time se o să nu spun zice aici sunt niște zero ceva de groază. Mă, îi spune leak key, deci asta e leak key-a lui de licență. La product name se pune un showdown restart aplicație dacă e activ update-ul cu e-mail. Deci e adaun și registru un e-mail. La e-mail se afișa cred că nume calculatorului sau eu. La aici la fake remote unde este codul. Mai era și comenzi, spyware, tipuri, o repornire, un payment page, niște coduri și final. Mă duc la folder, în configurație lui ASG, unde spune că install time-ul și is-byte este cumpărat, este egal cu... Deci nu se afișează doar în registru, ci și în fișierul acesta. bl.dat deschide. Bă, dropează site-urile bune și site-urile rele, le dropează într-un virus. Acum, dacă tot am depanat, fișierul ăla e stricat, deci trebuie reconstruit. S-au depanat de mult. Yes, nu la toate. Deci, wow, sunt mai multe site-uri. Eroare, runtime error. Sub eroare se află toate site-urile unde vreau să descarce versiunea lui. Și complete. Descarcă și XP Booster. Anti-spyware guard. Pro.com, antispyberguard.com, simplu, XP Booster, mă, se afișează, trebuie să-i fac eu un breakpoint la ăștia, dacă vreau să-i descarc o ofertă, că zice că se descarcă o ofertă, ce vreau să-i descarcă gratis. Am trimis-o Samsung, le-am trimis răguerul ăsta, nu știu cum, la Samsung, ASG4.exe, SpyberGuard. Să-mi spuneți dacă aveți câteva link-uri să le analizez. Payment page, resursă, deci... Page time. E fix același lucru cu isbyte, cumpărat pe nu știu ce. Slash install, slash test file. Așa. Îi schimb și la așa, cred comanda, minus sau slash, tot același lucru. Set five, așa, simplu, cam reinverser, engineer. La această adresă, adresa 40000, unde este și entry point-ul la desasamblare, sunt jumătate din activări, este clear cu un dart activări, clear sky, conceptai, virus din ăștia, ce janic. Acum, process paid, să știu, e pe compact 2.x, Jeremy Coleg, ce nume de autor al pecărui, prost, e prost făcut pecărui,
un OEP, dacă nu merge OEP-ul, lasă așa că și așa l-am activat. Activez procesul pe nume ASG. Ia importul. Yes, no, nu pasă că e no, că oricum l-am activat. Ia tu e invalid, va trebui să activez în altă parte. Oh, nu se poate crash pe asta, stai mă că... Că am eu. Șterge. Zice că a fixat. Pauză. Unde se află mă ăla cu... A făcut asta. Voi să restați calculatorul acum și dă un restart. Unde este adresa? Vă să găsesc adresa. Adresa executabilului. Yes, no. ASCII P. E un P. Adică P executabil. Am desfăr, gata, fixat o drăcie de cuș. ASCII. Încate așa ASCII. Uite-te aici. Nu restartez calculatorul, te rog eu mult. Închid frumos astea. Iar acum... To activate. Am văzut asta în debugger. Deci copiază chiar licența, se mai salvează din când în când așa am. Din asta guard. Să-i un exit. Să-i dă un exit, să-i un exit. Să-i un exit. Dacă dai un exit, am să rezolv. Deja e activat. Pe compact n-avea șansă. Deci n-avea șansă pe compact. Nu avea șansă. Deci n-are cum. N-are cum. N-are cum, îți dai seama. Fight date. Numărul de infecții. Resetează infecție la 0. Infecții găsite. Te rog frumos să fie 0. 0. Și 001. Dacă vrei să scăpați mai întâi de el, puteți să scăpați. Ușor. Minus install. Ăsta e instalare. De instalare e minus uninstall. Deci elimină mai întâi procesul. Dar mai întâi ca să elimine procesul. Îți spune să introduc emailul și să activezi. A, spune set file slash set file, decât să dai X, nu mi-e pun nimic. All in protection, egal cu debug, sponsor.pro. Fac o spune că e activat despre. Merci. Merci că te-ai dropat, aiurile. Merci, șeful lui Arbeta. Debug cum să pot, leak key. Am văzut asta în debug, am văzut destul, este activat, da. Îi fac eu o copie lui ăsta sau am copia lui NSR Guard activat în... pe internet, pe desktop, pe pase bine sau pe cum mă să îi place. De instalăm. S-a dus. Astea sunt fișiere dump, alea le lasă creșteri, eu erau creșteri, am pe compact, urâtul de pe compact. Deci, cam atât abonați mie a fost,
acel reverse engineering despre Enna Spiral Guard Fake Remote, un vechi Android fan. Dați like, comentați, subscribe și să facem like-uri!